Ради мей Христос înviat. Adevărat înviat. Astăzi vom vorbi despre marele eveniment care urmează să se întâmple în viața fiecare din noi, ca în fiecare an. Și de aceea am ales această temă, nașterea Domnului, ca să înțelegem mai bine ce sărbătorim și dacă mai sărbătorim astăzi nașterea Domnului sau sărbătorim cu totul altceva. De aceea, ca punct de reper, ca un punct de analiză, am ales această formulă. Sărbătorim nașterea Domnului fără nașterea Lui. Și vom vorbi astăzi despre cele două locuri din Sfânta Scriptură, din cele patru Evanghelii. Două dintre ele ne mărturisesc despre nașterea Domnului. De aceea vă rog să vă pregătiți Sfânta Scriptură la Evanghelistul Matei, capitolul 2, la Luca, Evanghelistul, capitolul 2. La fel vom vorbi și despre un loc în care se vorbește despre efectul pe care l-a avut nașterea Domnului în viața noastră, și anume Evanghelistul Ioan la capitolul 1, versetul 11 și 12. Și la fel vom face referire la Apostolul Pavel și vom vedea ce ne spune el în epistola sa către Galateni, în capitolul 4, versetul 4 până la 6. Și dacă reușiți să vă notați și întâia epistolă a Sfântului Subornicească, a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 3, versetul 1 până la 2, sunt locurile în Sfânta Scriptură la care ne vom opri astăzi. Sigur, în Sfânta Scriptură sunt foarte multe lucruri care vorbesc despre acest mare eveniment al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Eu am ales câteva care sunt foarte vorbitoare. Poate mult mai corect era să împărțim în două sau în trei sau chiar în patru emisiuni această temă. Dar iarăși nu toți sunt bine cunoscători Sfintei Scripturi și să încercăm să teologisim n-ar fi foarte corect, deoarece mulți sunt începători, mulți de-abia încep să înțeleagă câte ceva din tainele Sfintei Scripturi. De aceea vom încerca, nu superficial, dar pe cât se poate de clar, să atingem unele puncte importante, ca fiecare să înțelegem ce sărbătorim. Și dacă într-adevăr este așa cum spun unii preoți, că postul acesta este un post de bucurie și că sărbătoarea nașterii Domnului este o sărbătoare de bucurie, și toate celelalte pe care le auziți zi de zi. Așa, deci, începem
cu cei doi evangheliști, Matei și Luca, doar ei ne scriu despre nașterea Domnului. Sfântul evanghelist Matei face în modul cel mai real posibil și descrie acest eveniment foarte pe larg. Iar Sfântul Luca ne vorbește mai mult despre momentul istoric al nașterii Mântuitorului, anume din acest motiv ca nu cumva peste ani și ani cineva să spună că este o este un basm, este o poveste, așa cum este povestea cu Moș Crăciun, în care toți cred și pe care toți îl venerează, inclusiv preoții și episcopii din ziua de astăzi. Mai ușor cred oamenii în basme și în prostii decât în cuvântul lui Dumnezeu. Anume, din acest considerent, Sfântul Luca vorbește din punct de vedere istoric de numele împăraților, regilor sub care se naște Mântuitorul, sau, mai corect, în timpul cărora, domniei cărora se naște Mântuitorul. Ca să înțelegem că este un eveniment real, istoric, întâmplat în timp. Așadar, deschideți Sfânta Scriptură la capitolul 2 de la Sfântul Evanghelist Matei și haideți să încercăm să trecem puțin prin textul pe care ni-l oferă Sfântul Matei, după care vom încerca să analizăm câteva repere pe care să ne putem baza și după care să putem înțelege profund taina mântuirii neamului omenesc. Primul verset ne spune următorul lucru: iar dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod, regele, iată, magii de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând. Unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut? Căci am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Deci, iată, evanghelistul Matei scoate direct în evidență pe magi, magii din răsărit care vin spre Ierusalim și vin cu o întrebare. O întrebare directă. Unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut? Nu întreabă unde este regele Irod. Sau unde este regele care domnește. Ci direct întrebarea, unde este regele cel ce s-a născut? Că am văzut steaua lui și o să vedem ce fel de stea. Și am venit să ne închinăm lui. Rețineți și acest cuvânt foarte important din această Evanghelie. Dorința sau scopul venirii acestor magi după stea să se închine lui. Și versetul 3 spune următorul lucru: și auzind regele Irod, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. De ce s-a tulburat Irod? Care a fost motivul în care Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el? Nu numai că s-a tulburat, Irod ardea de mânie. Irod era binecunoscut pentru actele de genocid pe care le săvârșea în vremea sa, în vremea împărăției sale, anume de teamă să nu-și piardă împărăția. Din cele 10 femei pe care le avea Irod,
una, pe una din ele o iubea cel mai mult, pe care până la urmă și-a omorât-o pe ea și pe mama ei și mai apoi pe frații ei, adică cumnații lui. Iar spre sfârșitul vieții, deja când era în agonia morții, zicea, dădea ordin ca în cei 5.000 de evrei care se aflau în arenă, în amfiteatru, să fie omorâți odată cu moartea lui, ca toată țara, plângându-și în neamurile, plângându-și rudele, de fapt să dea senzația că îl plâng pe rege, adică la moartea lui să fie multă jale, multă plângere. Era un om foarte crunt. Pentru el a omorâ, nu era, era ceva normal, era o deprindere a vieții sale. De aceea Irod s-a umplut de mânie când a auzit că s-a născut un rege. Aduceți-vă aminte de David și Saul, atunci când Saul a aflat de faptul că David a fost un rege. A pornit cu cei mai buni ostași, cu cea mai bună armată pe care o avea în căutarea lui David să-l omoare. Așa țineau regii la împărăția lor, la scaunul lor. Și în ziua de astăzi este cam tot așa, numai că metodele de a sacrifica pe oponenții regelui sunt cu totul altele, dar până la urmă, dacă nu duce direct la moartea fizică, duce la moartea psihică și apoi la moartea la moartea fizică, propriu zis. Deci, iată vestea aceasta sau întrebarea aceasta pe care o adresează magii venind în căutarea lui Iisus, pe Irod și tot Ierusalimul. Și au zis ce face Irod și adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, căuta să afle de la ei unde este să se nască Hristos. Și aici avem, practic, fiecare cuvânt poate fi interpretat și trebuie să fie interpretat din toate punctele, din toate aspectele, ca să ne formăm o impresie generală, dar să vă însemnați cel puțin lucrurile esențiale, principale. Deci Irod nu adună pe toți oamenii de afaceri. Acum, în țară și peste tot, cam asta este. Momentul când împăratul are nevoie de un sfat, își adună cabinetul de miniștri. Dar iată, împărații dinainte adunau arhierii și cărturarii. Cărturarii ar fi fost, ca să înțelegeți, ca să comparăm cu ziua de astăzi teologii care se aflau la templu, da? Pe care cunoșteau foarte bine Vechiul Testament și prorociile vechi. Deci, iată, Irod adună toți arhierii și cărturarii și încerca să afle unde avea să se nască Hristos după prorociile Vechiului Testament. Iar ei au zis în Betleemul Iudeii, că așa este scris de prorocul, și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic între căpetenii lui Iuda, căci din tine va ieși conducătorul care va paște pe poporul meu Israel. Iată, cei de la templu fac trimitere la Scriptura Vechiului Testament, și anume la această prorocie, dacă nu greșesc, de la Ieremia, atunci Irod, chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Și trimițându-i la Betleem, le-a zis, mergeți și cercetați cu deamănuntul despre prunc și dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie ca venind și eu să mă închin lui. Bineînțeles, nu aceasta era dorința lui Irod, dar trebuia cumva să-i amăgească. Fac aici un prim popas să vă întreb pe fiecare dacă ați găsit până aici vreun motiv de
veselie și de bucurie în această sfântă și mare sărbătoare? Dacă da, notați-vă și să-mi spuneți și mie care și unde, care este bucuria din ceea ce ați citit sau am citit împreună până acum și din ceea ce urmează deja o să căutăm locurile de bucurie. M-ar interesa dacă până aici cineva a găsit vreun moment de bucurie. Pentru că mai departe o să vedeți sunt lucrurile și mai grave. Unde avem multe momente de lacrimi, nu de bucurie. Versetul 9 de la Matei ne spune următorul lucru. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor până ce a venit și a stat deasupra unde era pruncul. Și văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare, foarte. Și intrând în casă, deci iată magii, văd unde stă, se oprește steaua și intrând în casă, deci nu mai găsesc pe Iisus în este, ci într-o casă, au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama lui, și căzând la pământ, s-a închinat lui și deschizând vestirile lor, i-au adus daruri, aur, smirnă și tămâie. O să ne întoarcem din nou la toate aceste versete, să le analizăm încă o dată, un pic mai profund, dar iată ceea ce trebuie să ținem minte din start, că magii venind nu-l găsesc pe Iisus în iesle, ci îl găsesc într-o casă. Și este și acest verset 11 foarte important. Au văzut pe mama pe prunc. Și uitați-vă ce fac acești trei magi, cad la pământ și se închină lui. Este vorba despre închinarea magilor pe care o săvârșesc în fața pruncului Iisus. Și deschizând vestirile lor, i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Exact cum aducem și noi în ziua de astăzi lui Moș Crăciun. Ăștia care umblă și în ziua de azi cu Crăciunul. Exact același mod de închinare. Și exact aur, tămâie și smirnă. O să vedem de ce aceste daruri. Și luând științare în vis, să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. Însemnați-vă și acest verset, pentru că este esențial în înțelegerea sărbătorii nașterii Domnului și, de fapt, magii au clar nu cel mai important rol în istoria nașterii mântuirii neamului omenesc, ci unul secundar, dar de prim rang, putem spune așa, în istoria mântuirii neamului omenesc. Și mai departe ne spune Evanghelistul Matei. După plecarea magilor, iată Îngerul Domnului se arată în vis lui Irod zicând, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l ucide. Sculându-se la noapte, a luat pruncul și pe mama lui și a plecat în Egipt. A stat acolo până la moartea lui Irod, ca să împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul din Egipt, am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte, ceea ce vă spuneam la început, mânia care îl cuprinsese pe Irod, acum de două ori, de trei ori, de nouă ori mai supărat, și trimițând, au ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Iarăși aici, pentru mine cel puțin, există o mică dilemă.
în calendarele noastre veți vedea data de 11 ianuarie omorârea celor 11.000 de, sau 14.000 de prunci de către Irod. Eu mă țin de o altă părere, până la urmă nu contează câți copii a omorât Irod, orice viața unui om este un dar de la Dumnezeu și orice moarte este o crimă, dar eu nu cred că chiar și în familia fiecăruia, fie mare un copil, fie mare doi, durerea poate fi limitată. Când ai pierdut un membru al familiei sau doi membri al familiei. Credem noi, așa gândim noi, că durerea este de două ori mai mare, dar cine vreodată a putut defini durerea? De aceea, părerea mea că au murit, sau Irod au murit mult mai puțin copii, și cifra 7 adunată de două ori, de 14 și mulțit cu 1000. Deci cifra 7 la evrei este cifră sacră și mulțit cu 1000 de ani despre care vorbește Vechiul Testament, Scriptura Vechiului Testament, de 14 și astfel vrând cei din ziua de astăzi să fie contemporani cu durerea celor de atunci. Cumva să ne închipuim noi cam cât de mare ar fi putut fi această durere. Dar până la urmă ea rămâne să fie o întrebare deschisă și o problemă a specialiștilor în Noul Testament. De aceea v-am spus că nu este ușor să înțelegi Sfânta Scriptură. Sunt multe locuri în Sfânta Scriptură care nimeni încă n-a reușit să le deslușească și nu știu dacă vom mai avea timp pentru a le înțelege și a le tălmăcii. De aceea mă mir de cei care cu ușurință trec peste textul Sfintei Scripturi și vorbesc ceea ce ei singuri nu înțeleg. Deci iată versetul 17 ne spune în continuare: atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia prorocul. Glasa în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă, Rahela plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată pentru că nu mai sunt. Și aici, iată, Matei Evanghelistul face referire la Ieremia prorocul, adică compară durerea și moartea acestor copii omorâți de Irod în căutarea lui Isus cu copiii din timpul prigoanei, din timpul episodului ieșire a poporului Israel, când la fel au fost omorâți foarte mulți copii, și iată Matei Evanghelistul face referire la durerea de atunci cu durerea de acum. De aceea mă face să cred că nu este vorba de 14.000 de prunci, ci mult, mult mai puțin. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt, și a zis: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cel ce căuta să ia sufletul copilului. Iată, mai facem încă o pauză virtuală, dacă putem să o numim așa, și să vă întreb și după acest episod, sau până de când ne-a oprit prima dată, la prima pauză și până la a doua, dacă ați găsit cumva un alt element de bucurie în această sărbătoare. Eu cred că bucuria cea mai mare este atunci când Irod omoară acești 14.000 de prunci. Da? Aceasta, să înțelegem, că nașterea Domnului este bucurie, sau care, despre care bucurie ne vorbesc noi teologi, ai noi ordini mondiali. Mergem mai departe cu textul. Și Iosif, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel și auzind că domnește Arhelau în Iudeia. Probabil acolo ar fi vrut să se oprească, în Iudeia, pentru că David, cetatea lui David, Iosif era din cetatea lui David, din Iudeia, și acolo vroia
să se oprească în Betleem, dar s-au temut, au auzit că în locul lui Irod, tată său, domnește Arhelau, s-au temut să meargă acolo și luând pruncul pruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei. De ce? Pentru că și venind a locuit un orașul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul, că Nazarinean se va chema. Și aici se termină capitolul 2 și episodul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, pe care a descris Sfântul Evanghelist Matei. Imediat o să ne întoarcem la text să găsim câteva repere și să înțelegem dintr-un punct de vedere ceea ce vrea să ne spună Evanghelistul Matei. Întrebarea mea rămâne aceeași, unde ați găsit tot capitolul. Momentul bucurii și veselii și a dezlegării la pește și tot ceea ce se propagă astăzi de preoții noi ordini mondiale. Eu nu am găsit niciun moment de bucurie până acum, ci din potrivă am găsit doar tristețea și durerea, fără de legea, nelegiuirea. Am văzut o lume barbară, un împărat total depărtat de Dumnezeu, un criminal și un popor fără milă în care Fiul lui Dumnezeu se întrupează ca om spre a izbăvi neamul omenesc de păcat, vine într-o ale sale unde ai săi nu-l primesc, nu are loc în tot ceea ce a creat Dumnezeu în acest pământ, unde și noi, în ziua de astăzi, suntem proprietari, avem pământuri, avem case, avem titluri de moștenire, avem, suntem domni, suntem gospodari. Și Fiul lui Dumnezeu, Cel ce toate le-a creat și le-a făcut, Cel ce pe toate ne le dă gratis, nu are un metru de acoperiș deasupra capului în care să se nască. Ei, dacă pentru unii acesta este un element de bucurie, probabil fac parte din perioada aceea, din lumea de atunci. Eu nu găsesc momente de veselie. Cu atât mai mult nu găsesc niciun motiv și niciun reper prin care să bat din palme și să-l cinstesc pe Moș Crăciun. Nu găsesc multe alte repere din ceea ce facem noi astăzi, ceea ce sărbătorim noi astăzi. De aceea m-am și întrebat și vă întreb, mai sărbătorim sau la sărbătoarea nașterii Domnului, mai sărbătorim nașterea lui Hristos sau sărbătorim orice, numai nu nașterea lui Hristos? O să vedem când ajungem spre sfârșit, să încercăm să scoatem două, trei concluzii. Acum, să ne oprim un pic la mai amănunțit asupra acestui text. Magii primesc semn de la Dumnezeu, steaua care va călăuzi, și mai primesc un semn de la Dumnezeu că acolo unde se va opri steaua, vor găsi un prunc și pe mama lui, ca ei să fie încredințați. Acesta este și nu alt. Magii au un rol esențial în istoria mântuirii neamului omenesc, dar vorbim despre ei atunci când ajungem la ei. Să vorbim un pic despre stea. Cum vă închipuiți ce fel de stea era steaua Betleemului? Că acum doar îi vedem pe mulți colindători steaua în mână cu tot felul de năzdrăvănie agățate pe ea.
unii în batjocură mai pun și icoana nașterii Domnului și umblă cu acea stea prin toate băltoacele. Merg până să-mi bată și aruncă steaua pe undeva cu chipul icoanei nașterii Domnului. Cam așa noi creștinii de ziua de astăzi sărbătorim. Ce era această stea? Nu o să intrăm în astronomie, astrologie, că nu ne pricepem. Au fost mai multe ipoteze și inclusiv științifice. Și aici fac referire la Johannes Kepler, un mare astrolog de prin anii 1660-1686, dacă nu greșesc, unde el face o întreagă epopee despre și analizează această stea din punct de vedere științific, unirea a trei planete, care, dar nu ne interesează chestia asta. Cert este faptul că în Ierusalim sau în părțile Iudei, Galilei, părțile vechelui Ierusalim și sau atunci și atunci se ocupau foarte mult de citirea stelelor. De pe aceea și acești magi erau, într-un fel sau altul, cunoscători în domeniu. De aceea li se arată steaua sau o stea, pentru că ei cunoșteau astrologia, cunoșteau poziția stelelor și ei știau. Aveau închipuire că așa ți arată Dumnezeu, un semn pe care tu să-l poți înțelege, să-l poți distinge. Și ei, văzând ceva neobișnuit pe cer, au înțeles că este un semn, nu este o stea ca celelalte. Cu atât mai mult că steaua mergea exact invers la cum mergeau celelalte stele. Sfântul Ioan Hristostom ne spune că această stea era, sau în această stea era întruchipată puterea și slava lui Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că stâlpul de nor în pustie la ieșire, cartea ieșirii, capitolul 24, dacă o să citiți, o să găsiți acolo stâlpul de nor care ziua era stâlp de nor, de fum, care îi conducea pe poporul evreu spre ieșirea din Egipt și spre drumul lor lung de 40 de ani spre Cana, țara Canaan, țara făgăduinței. Iar noaptea se făcea în stâlp de foc și ilumina și avea o lumină. Acum noi ne temem de energie, noi să avem energie electrică, criză. Iată, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că această stea era deosebită. Din ce motiv? Pentru că mergea cum trebuia să meargă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Mergea exact așa cum trebuia să meargă. Adică Sfântul Ioan Gură de Aur face referire la faptul că ea mergea cum trebuia să meargă și se arăta atâta timp cât trebuia să se arate. Pentru că iată, au venit magii la Irod și steaua a dispărut. Bineînțeles că ne-a vorbit, le-au spus magii despre această stea toți, probabil au ieșit afară să o vadă, dar nu au văzut nimic. Iar în momentul când ei au plecat de la Irod, iarăși steaua s-a arătat și i-a dus până la locul nașterii Mântuitorului. Cât a durat călătoria magilor, nu știm. Cu siguranță nu o zi, nu o oră, ci zile întregi. Și vorbeam despre școala veche babiloniană arheologică, care era foarte dezvoltată pe vremea aceea, și anume, acolo undeva se află o tabliță care confirmă că steaua ar fi putut fi observată cam timp de 5 luni. De fapt, vechii apologeți vorbesc despre 3 arătări a acestei stele. În luna mai, în luna octombrie și undeva
în luna decembrie. Dar, iarăși zic, este mult de vorbit, este mult de analizat. Pentru noi creștini este important că acest semn este trimis de la Dumnezeu magilor și ei, mergând după stea, au descoperit pe Fiul lui Dumnezeu. Atât este important în istoria sau în economia mântuirii fiecărui om. Că Dumnezeu ne trimite semne și acest semn pe care ți-l trimite Dumnezeu trebuie să-l pricepi, să-l înțelegi, să citești în el și să vezi până la urmă ce vrea să ne spună Dumnezeu prin acest semn. Magii. Toți vorbesc despre magi, ba mai mult ca atât au alcătuit și unele colinde și toți vorbesc despre trei magi de la răsărit. Eu nu cred că au fost trei. Eu pot să cred că au fost 30 sau 300, numai nu trei. Totuși, vedem trei magi, probabil are legătură din tradiția veche cu aceste trei daruri care au fost aduse la smirna și stămâie. Dar cu siguranță au fost mulți magi, nu unul, dar mai mulți, sau păstori, cum vreți așa numiți. În primul rând pentru faptul că veneau într-o țară străină. Ba mai mult ca atât, sunt convins, poate undeva și că aveau o escortă, o pază, ca să nu li se întâmple nimic pe perioada călătoriilor. De aceea n-au fost ei trei, au fost mult mai mult. Vrednicul de pomenire, Bartolomeu Anania, mitropolitul, Dumnezeu să-l odihnească, vorbește despre acești mași și spune că erau persani arabi sau babilonieni. Iar într-o altă versiune de traducere găsim un alt mod de abordare și anume faptul că acești magi erau preoți păgâni. Și anume această a doua variantă este mult mai plauzibilă și mult mai adevărată. Și am să vă explic de ce. Și nu din cuvintele mele, ci din ceea ce am reușit să citesc din istoria nașterii Domnului. Poporul evreu ori de câte ori a fost luat în robie, dar două au fost robiile mari prin care au trecut, sau cel puțin două prin care au trecut evreii. Ei cu ei luau cu sine și scrierile Vechiului Testament pe care le aveau până la acel moment. Și acolo unde se opreau, ei citeau Vechiul Testament și cunoșteau legea foarte bine. Și cu siguranță le arătau și celor care îi asupreau. Le spuneau, bine, bine, voi acum ne-ați luat pe noi robii, dar uite ce ne spun nouă prorocii. Că Dumnezeu ne va trimite un împărat care ne va scoate din toată robia. Și el va domni peste toți, adică și peste voi. Și atât când va fi vremea aceea, voi deja veți fi slugile noastre și noi vă vom asupri. Și așa mai departe. Așa cum este tradiția oamenilor. Azi îmi faci tu un rău, las că vine vremea să se întorc rău înapoi. Așa era logica de atunci și logica de astăzi cu nimic nu s-a schimbat. De aceea, popoarele păgâne erau foarte atenți cu acest popor și îl urmăreau îndeaproape. Iar preoții păgâni erau anume puși de împărat să urmărească tot ceea ce se întâmplă în acest popor. Absolut tot. Să studieze tot ceea ce învață ei. Să studieze amănunțit Vechiul Testament. Să vadă despre care rege este vorba. Pentru că și ei, la rândul lor, se temeau. La propriu se temeau de ceea ce spuneau evrei. Că va veni vremea când va veni împăratul nostru. Și el va domni și peste voi. Adică îți pierde toți împărății. Și din acest punct de vedere, acești preoți păgâni erau foarte aprofundați
și cunoscători în tot ceea ce ține de poporul evreu. De aceea lor le se arată steaua, pentru că ei știau. Ei citise prorociile Vechiului Testament. Ei erau cunoscători. Și în momentul când mai cunoșteau și astronomia și cunoșteau și stelele, văd această stea neobișnuită. Acum, steaua aceasta nu era oarecare stea, ci vă închipuiți acum o stea să coboare aproape de pământ. Ce s-ar întâmpla? N-avea cum să fie o stea, ci era o stea neobișnuită. Deci, iată, anume lor, magilor, le revine acest rol să urmărească viața poporului evreu și lor le se arată și steaua, dar mai avea mai apoi sau mai are încă o semnificație istoria magilor, că deși erau păgâni, să vedeți mai pe urmă, devin primii misionari a evenimentului nașterii lui Hristos. Deci întoarcerea lor spre pocăință. Le aduc în dar. Darurile aduse de magi sunt foarte importante, să le înțelegem, aur, tămâie și smirnă. De aceea, v-am spus, sunt legate probabil aceste trei daruri cu numărul magilor, dar cu siguranță au fost mult mai mulți. Și iată, la nașterea lui Iisus aduc trei daruri. Acum, să nu scăpăm din vedere întrebarea sau dilema evenimentului nașterii Domnului, pe care mi-am propus să discutăm, sărbătorim nașterea lui Dumnezeu fără naștere. Ce daruri aducem noi și cui? Este foarte important dacă o să înțelegeți acest lucru. Pentru toți cei care ascultați și care veți asculta. Cui aducem daruri și ce daruri aducem? Aur, smirnă și tămâie. Magii aduc pruncului și noi obișnuim pruncilor, copiilor să le dăm daruri. Dar atenție, cărui prunc magii aduc dar și închinare și căror prunci aducem noi daruri, putem spune și închinare, pentru că îi adorăm într-un fel sau altul. Aduc aurul ca un dar și un respect față de un rege, pentru că regilor dintotdeauna le-a plăcut aurul și le plac. Și le place și în ziua de astăzi aurul. Întrebați orice președinte de țară căruia nu-i place aurul. Fie aur solid sau aurul lichid în bani. Întrebați, găsiți un președinte de țară care trăiește sărac, prost, în mizerie, în greutăți, dar face totul pentru propriul popor, ca să trăiască bine. Arătați-mi unul din astfel de conducători, în afară de cel care s-a născut în ieslea Betleemului. Deci aur magii aduc ca unui rege, ca unui împărat, tămâie ca unui Dumnezeu. Pentru că tămâie o folosim până în ziua de astăzi, ca miros binefăcut lui Dumnezeu. Mirosul de jertfă. Și smirnă ca unui om care va muri. De unde cunoșteau magii aceste lucruri? Anume, din studiul pe care l-au făcut asupra poporului evreu și asupra Vechiului Testament pe care l-au studiat amănunțit. De aceea știau foarte bine din timp cine trebuie să se nască. Că văzând steaua, puteau veni cu mâinile în buzunar. Hai să verificăm, că noi așa facem. Mă duc întâi să văd. Sau iau ceva cu mine acolo, dacă văd că este altceva, mă mai
mă duc repetat și mă mai duc odată cu niște daruri. Ei, uite, ei au plecat convinși de faptul că vor găsi pe cel despre care au citit și au studiat ei și despre care spuneau evrei, despre care au găsit și ei reperele acestea în Vechiul Testament. De aceea magii au știut foarte mult. Au cunoscut foarte multe. Și nu au fost oameni întâmplători. Ei au intrat cu studiul în adânc. De aceea și întoarcerea lor spre Dumnezeu de la păgânism a fost hotărâtă, pentru că au venit păgâni, dar s-au întors creștini, mărturisind ceea ce urma sau ceea ce au văzut ei cu ochii lor. Și vedeți, ce ne spune Scriptura, magii n-au stat mult pe gânduri, văzând steaua, au zis, hai să mergem și să vedem unde s-a întâmplat sau unde se va întâmpla aceasta. Iată, versetul 11 de la Matei, capitolul 2, este important să reținem intrarea magilor în casă, în casa unde se afla Iisus, închinarea pe care au făcut-o, au căzut fața la pământ. Este foarte important acest fel de închinare. Și au deschis vestiriile lor, deci darurile pregătite din timp. Și au dus aur, smirnă și tămâie. Și trecem la versetul 12. Este punctul culminant despre care o să vorbim ceva mai târziu, dar să accentuați aceste cuvinte, să le însemnați în Sfânta Scriptură, să le cunoașteți. Iar luând înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. Este unul din mesajele sărbătorii de care ne apropiem cu pași grăbiți. Întoarcerea magilor pe altă cale înseamnă întoarcerea noastră din momentul în care ne-am întâlnit cu Hristos în viața noastră. Și ne întâlnim cu El sau în diferite situații de viață. Nu numai la această sărbătoare a nașterii Domnului, pentru că Hristos o singură dată s-a născut. Nu de 9 ori, nu de 2000 de ori. O dată s-a născut ca om. Sărbătoarea nașterii Domnului preînchipuie nașterea lui Iisus în inima noastră. De aceea Sfinții Părinți au îndemnat să postim mult mai mult și mult mai strict decât Moise. Dar cum poți să postești mai mult decât Moise dacă Moise 40 de zile n-a mâncat și n-a băut nimic? Și noi nu ne săturăm de pește. Pentru că Moise a primit tablele pe piatră, iar noi îl primim întrupat pe Fiul Dumnezeu în inima noastră. Deci nașterea lui Iisus are loc în inima noastră. Iată de ce Sfinții Părinți numesc această sărbătoare, sărbătoarea bucuriei. Pentru că nașterea lui Iisus trebuie să bucure inima omului. Și ieslea dobitoacelor din Vechiul Testament sau înlocuirea ieslei dobitoacelor este inima și sufletul lor. Și în dependență de cum trăim, de cum ne rugăm, de cum ne pregătim de această sărbătoare, în dependență de pregătirea fiecăruia, îl primim pe Hristos fie în inimă și în suflet, care ar însemna casa împodobită, și să se nască Hristos, împăratul cerului, într-o casă bine aranjată, normală, și viața pe care o duce fiecare om așa cum o poate el duce sau cum o înțelege, săvârșind fără de legi și trăind în păcate, nu mai ai unde să-l primești, nu mai ai nici casă și nici sălaș. Și atunci Iisus, când vrea să se nască în inima ta, nu găsește
loc nu găsești în casa ta, în viața ta și să naști undeva alături, în spatele casei, în iesea dobitoacelor, undeva departe de tine. Pentru că nu are loc unde să se nască, acolo unde ar fi normal să se nască. Dar despre asta noi nu vorbim nimic, pentru că nu avem cum să vorbim despre nașterea Domnului, pentru că sărbătorim această zi deosebită, dar nu vorbim nimic despre ea. Deci, practic, acum toată lumea, inclusiv preoții și episcopii, sunt preocupați de Crăciun. Și în momentul când, așa zis și creștini, vorbesc numai de Moș Crăciun și de Crăciun, bineînțeles că nu se mai, nici nu se pomenește măcar despre nașterea Fiului Dumnezeu. Ce ar însemna asta? Acum cred că înțelegeți cât de tare am decăzut și, hai să spunem acest cuvânt dur, am degradat din punct de vedere spiritual și moral. Întrebați-vă, bine, poate cei care ascultă acum, în acest moment, copiii și nepoții unora cunosc câte ceva. Dar mergeți mâine în stradă, mergeți mâine în grădiniță, în școală, unde vreți dumneavoastră. Întrebați pe ceilalți copii ce sărbătoare și ce cunosc ei și o să vedeți ce vă spun. O să vedeți educația noastră care o facem și o dăm copiilor în ziua de astăzi. Și toți așteptăm să se ridice un neam bun și un neam credincios și un neam cu frică al Dumnezeu de unde. Vina este a noastră, că noi le băgăm în cap toate prostiile lor. Deci, atât să țineți minte, unul din mesajele sărbătorii nașterii Domnului este să mergem pe alt drum, ca și magii. De moment ce am mers așa cum am mers în viața noastră, dar la un moment dat ne-am întâlnit cu Iisus, fie pruncul Iisus prin naștere, prin sărbătoarea nașterii, fie în o altă situație din viață. Dar situația avem, fie de bucurie, fie de tristețe. Cui nu i-a răspuns Dumnezeu la vreme de boală sau la vreme de necaz? De câte ori ridicăm glasul și ochii spre cer și strigăm, Doamne, dă-ne ploaie, Doamne, dă-ne pace, Doamne, dă-ne liniște, Doamne, dă-ne una sau alta sau alta. Și Dumnezeu ne răspunde și ne dă. Toate acestea sunt întâlnirile omului cu Dumnezeu în viață. Întrebarea este, după ce ne-am întâlnit cu împăratul, când ne întoarcem înapoi, ne întoarcem pe alt drum al vieții sau ne întoarcem pe același drum al păcatului pe care l-am trăit până în momentul întâlnirii? Aici este foarte important. De aceea, spre sărbătoare sau spre ziua cea mare, suntem acum în această călătorie a magilor, în perioada postului. Ca și magii călătorim spre Betleem, să ne închinăm pruncului care se naște. Și întrebarea care mi-o pun mie în fiecare zi sau poate de zeci de ori în zi, aștept acest eveniment duhovnicesc al nașterii, dar oare la vremea nașterii îi voi oferi sau inima mea sau sufletul meu va fi sălaș bun, aranjat și amenajat ca în el să se nască Fiul lui Dumnezeu, un mare sau cel mai mare împărat, sau nu? Și dacă nu cumva, după momentul închinării la pruncul lui Iisus, îi vom aduce ca și magii aceste trei daruri, aurul, care bineînțeles să-l înțelegem prin darul casei noastre, tămâia, jertfa rugăciunii noastre și smirna, care era un component din miresmele care erau îmbalzămați, cei care mureau în Vechiul Testament. Dacă după întâlnirea cu Iisus voi reuși să merg pe alt drum în împărăția noastră comună a tuturor, care este Raiul,
pentru că de acolo am plecat toți și acolo trebuie să ne întoarcem. Nu în Uniunea Europeană, nu în Schengen, nu în NATO, nu în Uniunea Vamală. În Împărăția lui Dumnezeu trebuie să ne întoarcem toți înapoi. Iată, este unul din mesajele sărbătorii. Iarăși fac o mică pauză și vă întreb dacă ați găsit până acum un element de bucurie și de veselie în care să cântăm, să batem doba și să facem alte lucruri pe care le facem în ziua de astăzi. Dacă până acum ați găsit, să le notați și la sfârșit să-mi spuneți câte momente de bucurie ați auzit până acum. Trecem acum la Evanghelia de la Luca. Multe am putea vorbi și s-ar putea spune referitor la nașterea lui Iisus. Am putea vorbi ori întregi zile întregi. Încercăm cât se poate de scurt, dar deja avem o oră. Și când este prea mult, nu este bine. Să încercăm foarte rapid să trecem și peste celelalte texte. Luca, capitolul 2, versetul 1 până la 20. Deci în aceste 20 de versete vom găsi exact ceea ce v-am spus la început, istorisirea sau descrierea sub aspect istoric a nașterii Mântuitorului. Luca face o cu totul altă descriere a nașterii, diferită de cea făcută de Matei, pentru că doar ei doi vorbesc despre nașterea Mântuitorului. Ceilalți doi, Apostolul Pavel și Evanghelistul Ioan, fac teologia nașterii și vorbesc teologia nașterii Domnului, ca să înțelegem și sub aspect, acest aspect ce înseamnă nașterea lui Hristos. Nu vom citi tot textul, doar vedeți la început, ne vorbește Evanghelistul Luca despre Cezarul August, despre Virinius, care o cărmuia Siria, nume concrete, locuri, Galileea, Nazaret, Iudeea și toate celelalte. Deci ele sunt trecute și explicate de Sfântul Luca din punctul acesta de vedere istoric, ca noi să înțelegem că nu a fost o ficțiune, ci face parte din istorie și este un moment real, nașterea lui Iisus. Aspectele pe care le dezvoltă Luca, v-am vorbit despre primul aspect, aspectul istoric. Un alt aspect la care atrage atenție Sfântul Luca este, sunt păstorii, și anume Sfântul Evanghelist Luca precizează că păstorii sunt beneficiarii revelației lui Dumnezeu și vedem aceasta din versetul 8 până la 12. Haideți să vedem ce ne spune Sfântul Luca. Și în ținutul acela erau păstori stând pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmii lor. Și iată îngerul Domnului a stat lângă ei și auziți, slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Și ei s-au înfricoșat cu frică mare, slava Domnului i-a învăluit și pe poporul evreu când a ieșit din robie, prin acel nor, își arăta Dumnezeu prezența sa, ziua în chip de nor, iar noaptea în chip de foc. Acolo se arăta slava lui Dumnezeu, la fel și Moise când a primit tablele legii a fost învăluit în muntele Sinai de slava lui Dumnezeu. Și iată, spune Luca mai departe, și iată îngerul Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejur și s-au înfricoșat, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci iată vă binevestez vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, nu spune pentru ei, pentru voi magi, pentru voi moldoveni, pentru voi ucraineni sau ruși, ci pentru tot poporul, toate neamurile. Iată, vă binevestez vă o bucurie mare. Care este bucuria? Că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul în cetatea lui David. Deci iată, momentul acesta
este precizat de înger, vi s-a născut Mântuitor. Deci deja Luca arată că era născut. Și anume, în aceasta și constă bucuria sărbătorii, în mântuirea sufletului. Fiți atenți încă o dată la acest segment al sărbătorii, mântuirea sufletului. Și atunci, dansurile, muzica, târgul de Crăciun, Moș Crăciun, pom, daruri pentru copii, mese copioase, mâncări, beții. Care este legătura tuturor acestora cu mântuirea sufletului nostru? În ce constă bucuria sărbătorii nașterii Domnului? Și cum înțelegem noi, oamenii din ziua de astăzi? Sau, hai zicem, creștinii din ziua de astăzi. Și aceasta vă va fi semn, versetul 12, iată, Dumnezeu le dă un semn, veți găsi un prunc înfășat și culcat în iesle. Ei deja l-au găsit în casă. Acolo trebuia să nască Iisus, în ieslea dobitoacelor. Și auziți versetul 13 și 14 și fiți atenți la aceste cuvinte, pentru că este mesajul pe care Dumnezeu îl dă oamenilor în această sărbătoare, în această zi de sărbătoare, și este mesajul cerului față de pământ, față de locuitorii pământului. Versetul 13 spune așa, și deodată s-a văzut împreună cu îngerul mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, și acesta, versetul 14, însemnați-vă, este mesajul pe care îl trimite Dumnezeu în această zi de sărbătoare. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ. Pace între oameni bunăvoit. Iată cum trebuie să ne găsească această sărbătoare pe care preoții și creștinii o numesc bucurie și veselie. Dând slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace. Bineînțeles, nu se referă Evanghelistul Luca la pacea mondială între state, ci la pacea particulară, individuală, să ai pace în inimă, să ai pace în viața ta, în sufletul tău, în familia ta, cu cei din jur, și de ce nu ajungem și până la pacea mondială. Dar cel mai important este ceea ce ne privește particular pe fiecare, pentru că, repet, Hristos se naște pentru toată lumea, dar individual, în inima fiecărui. De aceea, pentru mine este important această zi ca în inima mea și în sufletul meu să fie casa bună, să fie, hai să-i spunem altfel, maternitatea cea mai deosebită în care Hristos să se poată naște și să pot primi pe Marele Împărat. Deci rețineți acest mesaj, să dăm slavă lui Dumnezeu, să avem pace pe pământ și în suflet și între noi, oamenii să fie bunăvoire, adică bună înțelegere. Și acum, întrebarea sărbătorii, dacă vreți. Împlinim toate aceste trei criterii și mă refer aici la, din punct de vedere particular, fiecare. Împlinim noi aceste trei criterii, dăm slavă lui Dumnezeu, avem pace în inimă, în viața noastră, în casa noastră, în familie noastră, în societatea noastră, unul cu altul, avem între noi bunăvoire sau nu? Suntem gata de marea sărbătoare sau nu? Vedeți mai departe hotărârea pe care o au magii, spune Sfântul Luca, iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții. Au zis ce vorbeau. Să mergem, nu mai stăm. Să mergem. Să mergem, dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta, ce s-a făcut și pe care Domnul ne l-a trimis și ne l-a făcut cunoscut. Și vedeți aici hotărârea pe care o au magii, să mergem acum, în acest moment, nu o altă dată. Acum ai auzit, acum ai plecat pe drumul mântuirii. Nu peste o lună, nu peste două.
ne odihnim noaptea, mâine ne pornim, peste o lună, facem provizii, nu, nu, acum, să mergem. Și auziți acest cuvânt din versetul 16. Și grăbindu-se, deci graba, ce înseamnă a te grăbi? A venit cât mai repede. Au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat în este. Deci, iată, s-au grăbit, grăbindu-se, au venit și au găsit. Toate lucrurile acestea, magii le-au făcut. Și văzându-l, au vestit cuvântul grăitilor despre acest copil. Care cuvânt? Cuvântul pe care el vorbise îngerul. L-au vorbit către părinții. Către părinții lui Iisus după trup. Iosif și mama sa. Și toți câți auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. Și versetul 19 este important. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa. Inima Maicii Domnului a fost, dacă putem spune așa, locul de stocare. Pentru că ea și numai ea știa pe cine l-a adus pe lume, pe cine l-a născut, în chip minunat. Știa din ceea ce a spus Arhanghelul Gavril încă ceva timp în urmă. Și iarăși, Sfântul Luca la versetul 20 pune accent pe cum trebuie să-l punem și noi în viața noastră și spune și s-au întors păstorii slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră, precum li se spusese. Iată, anume, acest aspect îl dezvoltă și Sfântul Luca, misiunea pastorală pe care o au acești preoți păgâni, care după întâlnirea cu Hristos merg înapoi în viața lor pe o altă cale, lepădând păgânătatea, lepădând tot ceea ce era nechipzuit în viața lor și mai departe, întorcându-se spre casa lor pe o altă parte, slăveau și lăudau pe Dumnezeu pentru toate câte au auzit și au văzut. Acum iarăși mă întorc la sărbătoarea noastră. Câți dintre noi, după ce mergem la slujba nașterii Domnului sau trăim intens acest eveniment al nașterii Domnului, mai departe, în continuare vieții noastre, slăvim și lăudăm pe Dumnezeu. Câți? Și atunci, răspunsul ar fi unul adevărat. Foarte, foarte puțin. Un mic, mic cent. Poate unul, dacă, dintr-o sută. Și atunci, ce sărbătorim noi, de fapt, la nașterea Domnului? Sau nașterea Domnului este pentru noi un motiv de mâncare, băutură și de tot ce vreți și nimeni nu înțelege, de fapt, evenimentul nașterii Domnului? Sau nimeni nu mai vorbește despre acest eveniment al nașterii Domnului? De aceea am ajuns unde am ajuns. Preoții nu vorbesc, oamenii nu se interesează. Și atunci avem Moș Crăciun în prim plan, bradul de anul nou, jucării, poezii, toate minciunile lumii, basme și povești. Și atunci mă întreb, unde se mai naște Hristos, dacă nu în ieslea dobitoace? Deci, iată, un alt aspect pe care îl dezvoltă Sfântul Luca este taina Maicii Domnului, taina Mariei, pentru că toate cuvintele pe care Sfânta Maică le auzea despre Iisus, le punea în inima ei. Doar ea știa taina mântuirii neam luminesc. Ce vrea să ne spună această sărbătoare din perspectiva Sfântului Luca? Că toți trebuie să devenim magi sau păstori. Toți deopotrivă. Absolut. În această zi, toți trebuie să devenim nu colindători,
nu prin colindă. Și imediat ajungem și acolo. Nu prin colindă sau doar prin colind îl putem sau putem mărturisi acest eveniment. Și de fapt o să devenim păstori fiecare din noi. Și cum? Avem trei puncte sau trei etape pe care trebuie să le facem la această sărbătoare. Ceea ce au făcut magii, graba spre cele descoperite pe care Dumnezeu ni le descoperă zi de zi, de fiecare dată, și mai ales iată, descoperirea pe care o face Dumnezeu în fața tuturor a sărbătorii nașterii Domnului, să vestim mai departe cuvântul lui Dumnezeu și să slăvim, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele pe câte le-am văzut și mai ales pentru cele pe care le-am primit. Și așa devenim magi sau păstori ai sărbătorii nașterii Domnului. Iată ce trebuie să facem noi la o astfel de sărbătoare. Ne pregătim 40 de zile, preînchipuim acest drum sau călătorie lungă a magii. Atât mai mult că noi deja știm, nu mai suntem păgâni, dar noi știm spre ce mergem. Să primim în inima și în sufletul nostru nașterea lui Iisus, Iisus cel întrupat. Și în loc să ne grăbim spre descoperirile pe care ni le-a făcut Dumnezeu și ni le face în continuare viața noastră, să vestim cuvântul unul altuia, slăvindu-L pe Dumnezeu și mulțumind pentru toate câte le-am văzut și câte ni le-a dăruit Dumnezeu în viață. Noi ne grăbim la piață și vestim mai departe unul altuia toate minciunile Lumoș Crăciun și ne invităm unul pe altul în ospiții pentru că, zicem noi, este sărbătoare de familie sau nu știu de ce. Eu nu știu de când nașterea lui Hristos este sărbătoarea unei familii, dar în fine. Tot ceea ce vreți, toate basmele lumii puteți să le auziți de la oameni total ateiști, că nu-i poți numi, chiar dacă sunt botezați doar numai cu numele, că în rest nu botezul în sine te duce la rai, ci viața ta până la urmă. Fapta este pecetea. Deci atât aceste trei lucruri pe care trebuie să le facem ca să devenim magi, adică închinători și măritori acestei sărbători. Nu putem trece cu vederea nici teologia lui Ioan și nici a Sfântului Apostol Pavel. Repet, este prea mult deja, dar dacă ne oprim, pierdem firul, pierdem esența. Să încercăm foarte, foarte repede să trecem în revistă și aceste două puncte din Evanghelie și iată, ca să înțelegem și ce se întâmplă de fapt la sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului și la urmă să facem și niște concluzii. Deci iată, Sfântul Evanghelist Ioan, la Evanghelie de la Ioan, capitolul 1, versetul 11 și 12. O să reținem și de aici lucruri foarte importante. Și anume, spune Ioan Evanghelistul, într-o ale sale a venit, iar ai săi nu l-au primit. Ceea ce v-a spus și la început, nașterea lui Hristos este venirea într-o ale sale. Pentru că și noi suntem creați de Dumnezeu și Dumnezeu vine într-o ale sale. Inima mea, sufletul meu, trebuie să aparțină, cel puțin teoretic, dacă nu practic, măcar teoretic, să gândim că ele aparțin lui Dumnezeu. Și el vine, de fapt, într-o ale sale. Dar aici se întâmplă ceva, ai săi nu l-au primit. Și noi, dacă mă întorc iarăși la așa zis și ortodox, noi spunem că suntem al Dumnezeu, noi suntem botezați, suntem ortodoxi. Noi avem drepturi, noi suntem ortodoxi, noi facem parte din comunitate. Ei, iată, Dumnezeu într-o ale sale vine, dar la sei nu-l primesc. Și atenție la versetul 12, sunt foarte importante aceste câteva cuvinte. Tot cuvântul trebuie analizat foarte amănunțit, dar ne trebuie ore și zile. Celor câți l-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere să facă fie lui Dumnezeu.
ne oprim aici și înțelegem ce se întâmplă în nașterea Domnului. Prin nașterea pruncului Iisus, tot omul devine fiu al lui Dumnezeu, adică primește darul înfierii pe care îl dezvoltă imediat o să vedem Apostolul Pavel în Epistola către Galateni. Aceasta se întâmplă la nașterea lui Iisus. Dar cine se face părtaș și se face fiu al lui Dumnezeu? Prin urmare, frate cu Iisus. Cine? Celor câți l-au primit și care cred în numele Lui le-a dat putere să facă fie al lui Dumnezeu. Deci, iată, țineți cont de aceste lucruri, că noi acum toți spunem într-un glas, toți suntem egali, toți nu știu unde, toți suntem, nu suntem toți și nici nu o să fim toți. Dacă ar fi așa, toți s-ar duce fără judecată în împărăția lui Dumnezeu, doar pe mila lui Dumnezeu să fie iertați, dar nu, toți vom răspunde înaintea lui Dumnezeu de toate părdelezile pe care le săvârșim. Deci, țineți aceste cuvinte. Cine are puterea la ziua nașterii lui Iisus să se facă prin puterea și prin darul lui fiu al lui Dumnezeu? Cei care îl primesc și cei care cred. Altcineva nu. Aceștia primesc statutul de fie al lui Dumnezeu. Deci atât ce se întâmplă la nașterea Domnului. Dumnezeu ne schimbă statutul nostru și ne face din oameni oarecare, din oameni muritori, ne dă un alt statut de fie al lui Dumnezeu celor care cred și celor care îl primesc. Haideți să vedem și celelalte două citate al Noului Testament și după asta un pic ne reîntoarcem ca să înțelegem ce înseamnă Fiul lui Dumnezeu, facem o mică recapitulare și cu asta încheiem prin concluziile pe care le vom avea la final. Apostolul Pavel, marele teolog al bisericii noastre, în capitolul 4, Epistola Galateni, versetul 4, 5, 6, spune următorul lucru. Iar când a venit plinirea vremii, ca să țineți minte, toate se săvârșește și se întâmplă atunci când se împlinește vremea, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, așa s-a născut Iisus, sub legea Vechiului Testament, de aceea n-a stricat legea, ci a mers spre tăierea împrejur, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Deci iată ce înseamnă nașterea lui Iisus, dobândirea statutului de Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este înaltă teologie, nu cea pe care o propagă copiii din ziua de astăzi cu Moș Crăciun și cu cadourile, darurile de Moș Crăciun. Și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, care strigă Ava Părinte. Acolo se naște Hristos în inima noastră. Încă o dată repet, aceasta este în altă teologie, nu alta. Și pentru că sunteți fii, repet acest verset, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre. Iată în inimă trimite Dumnezeu pe Fiul Său, care strigă Ava Părinte, deci din acest moment al nașterii lui Iisus Hristos, toți îl numim pe Dumnezeu Părinte sau Tată. Dacă cunoașteți alte locuri în Sfânta Scriptură de o astfel de înaltă teologie, scrieți-le și spuneți-le, că le analizăm pe fiecare. Iată cât v-am vorbit până acum, o foarte mic segment, da, super, foarte, foarte relativ, foarte, și oricum n-am descoperit nimic despre Moș Crăciun și despre celelalte născoceli și basme. Și atunci de unde și cum au ajuns ele să ne umple viața, chiar nu pot să-mi dau seama. Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 3, versetul 1 și 2.
Auziți ce ne spune Sfântul Ioan? Câtă teologie și în aceste versete. Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu și suntem, spune Sfântul Ioan. Pentru aceea lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe el. Și atâta timp cât lumea nu-l cunoaște, atâta timp vom umbla cu bradă în spate, cu Moș Crăciun de mână, că Hristos se naște din cer, dar Moș Crăciun vine din nămeț, și toate celelalte născoceli, băbești, care din păcate, de la romani, că nu din altă parte, de acolo vine toată răutatea. Cu insistență s-au băgat în biserica ortodoxă, au fost aceste cozi de topor care s-au numit patriarhi și mitropoliți și preoți și au primit cu bună știință învățătura străină, azi un pic și mâine un pic, și au umplut Biserica lui Hristos de Crăciun, de Crăciuniță, și de fapt am uitat esența sărbătorii și ceea ce înseamnă, sau ceea ce este mai important în această sărbătoare. Versetul 12, iubiților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu. Vedeți, spune Sfântul Ioan, acum suntem fii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat până acum. Știm că dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea pe El cum este. E vorba despre Hristos. Acum suntem prin naștere, dar ce vom fi mai departe, nu știm. Vom ști după ce va veni Hristos și se va arăta El și noi vom fi asemenea Lui, adică îi vom urma învățăturii și vom face ceea ce ne poruncește El și vom fi și noi asemenea Lui. Atunci când îl vom vedea pe El cum e. Cum să înțelegem aceste cuvinte? Haideți să vă dau un exemplu. Da, nu e vorba de un exemplu, dar mai mult este vorba de o logică. Iată nașterea unui copil. Câtă bucurie aduce în sânul unei familii. Enorm. De nedescris. Fie că este primul copil, fie că este al doilea sau al treilea sau al patrulea, sau este o bucurie. Ea nu poate fi descrisă în cuvinte. Și pe orice mamă, dacă ai întreba-o ce înseamnă acest copil pentru tine, ea îți va răspunde. Înseamnă totul pentru tine. Sunt gata să-mi dau și viața pentru ea. Acum, bucuria nu se oprește acolo. Deci la nașterea Domnului, noi primim statutul de fie al lui Dumnezeu. Uitați-vă ce se întâmplă mai departe. Copilul crește. Mâine o să te bucuri de primul zâmbet. Deci în timp te vei bucura de prima silabă, de primul cuvânt, de primii pași care îi face. Aceste momente nu se mai repetă în viață. Ele sunt unice. Dar îți umple viața de bucurie. Deci copilul tău în ochii tăi se dezvoltă, crește, adică se desăvârșește. Mergi despre o desăvârșire. Mai apoi începe să recite primele poezii, să facă primii pași. Mergi cu el, îl duci la o creșă, la o grădiniță, îl aduci înapoi, mergi la școală, te bucuri de rezultatele lui în viață. Mergi la o olimpiadă, devine olimpic. Agenda încărcată de note bune și foarte bune. Este un copil ascultător, te bucuri de tot ceea ce face, de ceea ce spune, de orice mișcare. Deci tu ești părintele fericit și te bucuri când ai un copil de săvârșit. Mai apoi crește, se căsătorește, face o școală, devine un specialist bun și așa mai departe. Deci nu se oprește viața prin statutul de a fi fiu al cuiva. Și acest copil merge spre o desăvârșire. Și când toate merg pe calea bună, inima părinților se umple de bucurie. Iată calea pe care trebuie să o mergem de la nașterea Domnului mai departe. La sărbătoarea nașterii Domnului noi dobândim statutul de fii al lui Dumnezeu. Dar dacă rămânem acolo și nu ne
desăvârșim, sau nu mergem pe calea desăvârșirii, atunci Tatăl nostru care este în ceruri nu va avea inima plină de bucurie pentru rezultatele noastre de viață, dar dimpotrivă îi se va umplea inima de mânie și de străbătoare. Că noi care am dobândit prin nașterea Fiului lui Dumnezeu statutul de fii, n-am mers spre desăvârșire și nu ne-am făcut copii buni al lui Dumnezeu, ci am devenit răutăcioși, vârhitori, nepăsători. Și mai cu seamă am luat drumul greșit în viață, nu spre împărăția lui Dumnezeu, dar spre cealaltă împărăție. Și spre final, pentru că acum chiar va fi finalul, să încercăm să concluzionăm un pic tot ceea ce am vorbit până acum. Repet, foarte, foarte superficial. Prima mea întrebare și când intrăm în secțiunea întrebări-răspunsuri, vă dau eu prima întrebare. Dacă ați găsit undeva un motiv de bucurie, să batem toba și să cântăm, să mâncăm și să bem în acest mare eveniment al nașterii Domnului. Concluzii. Până la urmă, sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos, fără de nașterea lui Hristos. Și asta este purul adevăr. Ce este colindul acesta pe care toți îl... Sfinții Părinți spuneau așa că colindul ar fi mărturisirea Evangheliei și adevărului. Acum, priviți la acest colind pe care îl cântă unii astăzi. Un colind adevărat teologic ar suna în felul următor. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, lăudat și cântați și vă bucurați. Ce înseamnă lăuda și a cânta și bucurie? Deja am vorbit. Să lăudăm de Preasfânta Trăime, să ne bucurăm cu Duh. Iar astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, este, da, am descris în acest colind teologia despre care am vorbit, numai ce. Noi am pronunțat aceste cuvinte și mintea noastră deja lucrează la această informație. Tot ceea ce am vorbit până acum. Betleem, magi, steaua, Irod și așa mai departe. Dar ce se întâmplă când îl colindăm pe Moș Crăciun? Moș Crăciun cu plete de albe a venit de prin nămieț, el aduce ce? Daruri bune sau ce spune acolo? Nu mai țin minte. La fetiță și băiat. Ia vedeți diferența între ortodoxie și paganism. Vedeți? În cât de ușor se poate aluneca. Și la prima vedere citea nu-i nimic de rău. Ba este foarte rău. Atunci când decaz din statutul de fiu al lui Dumnezeu și în loc să te întorci ca magii pe altă cale, tu deja ești pe cale și te întorci invers, pe cale pe care au venit magii spre Betleem. Și aici este foarte grav. Și încă un aspect foarte important și o concluzie pe care o fac eu de fiecare an, deja de 26 de ani. Și pe care vă propun să o faceți și dumneavoastră. Fie particular în familie, fie la nivel de societate, de comunitate, dacă putem să-i spunem așa. Uitați-vă cum stau lucrurile. Deci la nașterea lui Hristos noi primim statut de fii al lui Dumnezeu. Prin urmare, toți suntem fii și avem același stat. Și acum, în familia unui domn și împărat, se naște un fiu.
și unul lor care. Ceilalți copii sunt chemați la bucurie, la veselie aceasta duhovnicească. Că noi înțelegem veselia prin mâncare și băutură, este altceva. Și acum toți cât am fost botezați, cât suntem botezați și purtăm numele de creștini, la această sărbătoare suntem toți chemați în casa lui Dumnezeu să ne bucurăm de nașterea unui fiu. Cum credeți? Dacă Tatăl va privi spre fiii săi, în primul rând spre cei care au venit, că doi într-un colț nu vorbesc unul cu celălalt, dar în partea aia de masă, doi s-au certat de mult timp și sunt gata să se ia de gât. Sau când unul stă undeva într-un colț și el este fiu, dar nu prea se bucură el de evenimentul acesta mare, dar mintea lui e plecată la altceva. Așteaptă cât mai repede să termine și să plece. Ceea ce este mai grav, ce inimă are Tatăl când marea majoritate a fiilor au respins invitația să vină la această bucurie, la masa pe care Tatăl o gătește în cinstea nașterii fiului său. Pentru că noi asta facem. An de an sărbătorim nașterea Domnului prin mâncare și băutură, stând acasă și așteptând colindătorii să ne vină. Ei sunt principali. Și nu mergi în casa lui Dumnezeu, acum te cheamă Dumnezeu să te bucuri. Tu care ești fiul al lui Dumnezeu, numai ce ai dobândit statut de fiul al lui Dumnezeu. Și tu îi respingi chemarea tatălui tău. Ce fel de inimă, ce fel de stare îi facem noi lui Dumnezeu cel din cer atunci când ignorăm chemarea lui? Doar două concluzii. Atât am vrut să vă spun. Ele pot fi mult mai multe. Le puteți face fiecare. Acum, ca o recapitulare a tot ceea ce am vorbit, trebuie să ținem minte aceste lucruri esențiale. Și anume, mesajul cerului pentru pământ, mesajul lui Dumnezeu pentru întreaga omenire, a sărbătorii care urmează, este slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Să nu uităm niciodată la această sărbătoare că am dobândit și dobândim statutul de fie lui Dumnezeu și ca niște fii adevărați trebuie să aducem și să umplem inima Tatălui nostru din cer de bucurie, adică să evoluăm, să mergem pe calea mântuirii din stare în stare, din etapă în etapă, să mergem pe acest urcuș al învierii, spre patria cea cerească. Și bineînțeles, magii, drumul magilor, călătoria magilor atunci când primim semn de la Dumnezeu, când ne întâlnim cu Dumnezeu, când ne întâlnim cu Fiul Său, când primim răspuns de la Dumnezeu. În orice situație, să ne întoarcem înapoi în viața noastră, dar pe un alt drum, nu pe cel pe care l-am mers până atunci, greșit, șchiopătând și plin de noroi, ci să luăm drumul cel bun, iar întorcându-ne să facem ca și magii, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate câte le-am văzut, câte le-am primit și câte le-am auzit. Iată momentul când vom face aceste lucruri, probabil atunci de-abia vom înțelege sensul sau adevăratul sens al acestei sărbători și adevărata bucurie pe care Hristos, prin nașterea sa, ne-o aduce în inima noastră. Până atunci, îmi pare rău, dar constatăm că sărbătorim nașterea lui Hristos
fără nașterea Lui. Că toți suntem chemați la această sărbătoare, dar marea noastră majoritate ignorăm chemarea Lui Dumnezeu și mai cu seamă dăm chemare celuilalt. Împărat al lumii, care ne cheamă la mâncare, băutură și la tot felul de dezmăt. Acestea sunt cele concluziile pe care le-am făcut eu până acum, din tot ceea ce văd și din tot ceea ce aud. Ele pot continua, v-am spus, fiecare vă puteți concluziona din tot ceea ce vedeți și se întâmplă în comunitatea dumneavoastră, în familie, în casa dumneavoastră. În tot ceea ce urmăriți și vedeți, se întâmplă în întreaga lume. Cum oamenii practic folosesc sau au un prilej pentru a se destrăbala la infinit, folosind acest eveniment frumos al mântuirii, al nașterii mântuirii neamului omenit. Dacă aveți întrebări referitor la această temă, vă ascult cu mare drag. Hristos a înviat. Părat a înviat, vorbiți. Părinte, spuneați că obținem statutul de fii al lui Dumnezeu. Dar mi s-a întâmplat de multe ori să aud expresia robul sau roaba lui Dumnezeu. Aici am o întrebare, adică o mică dilemă. Este just? Este greșit? Sau în diferite situații căpătăm diferite statuturi? Sau, nu știu, vreau să mă ajutați să înțeleg. Vă mulțumesc frumos! Da, cu plăcere. Nu spun eu, dar spun Sfinții Evangheliști. Iată, exact, stau cu Sfânta Scriptură deschisă, Ioan, Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, versetul 12. Și celor câți l-au primit și care cred în numele Lui, le-a dat putere să facă fii ai lui Dumnezeu. Deci, statutul de fiu al lui Dumnezeu îl primim sau îl primesc cei care primesc pe Hristos în viața lor și inima lor să se nască și cred în El. Aceștia au statut de fii. Deci nu vă gândiți acum că prin nașterea lui Iisus, că noi așa vrem să înțelegem noi și cei buni și cei răi și toți avem același Dumnezeu, gata, nu mai face diferență. Ba da, o facem. Dar nu Dumnezeu face diferență, dar noi, prin viața noastră, ne depărtăm de Dumnezeu și ieșim din această obște, da? din rândul celor pe care Dumnezeu îi vrea altfel de oameni și ne depărtăm de El și intrăm în altă comunitate. În ceea ce ține rob al lui Dumnezeu. Cât n-am vrea noi de mult, noi niciodată nu vom putea să fim Dumnezei sau ca Dumnezeu. A încercat unul odată în istoria existenței, de la facerea lumii și până la sfârșit, cu numele Lucifer, cunoscut sub numele de Satana, cunoscut sub numele de Tartar, de tatăl diavolilor, de Antichrist care urmează să vină, pentru că anume el va intra cu toată puterea în fiul pierzării. Tot ceea ce nu este mai mare este mai mic. Robia noi putem vedea din mai multe feluri. În primul rând, noi suntem și devenim în viața noastră robi ai păcatului, robi ai pântecelui, robi ai desfătărilor, robi ai dezmerderilor, robi a tot ceea ce vreți. Când de dimineață și până seara omul muncește pentru nu știu ce și în loc să fie el stăpân pe ceea ce muncește, deci de fapt ceea ce face el devine stăpân peste viața lui. Iar cuvântul robie sau rob
nu înseamnă că ne diminuează sau ne înjosește sau ne să găsesc cuvântul potrivit, ne lipsește de statutul de fiu al lui Dumnezeu. Nu, nu. Din potrivă, ne aduce în noi smerenie. Și aduceți-vă aici aminte de pilda fiului risipitor, care era fiul al lui, al tatălui său. Și în momentul când s-a depărtat singur, de bunăvoie, el singur a ieșit în casa tatălui și a luat partea care îi se cuvine și a plecat și a trăit-o în fără de lege. Deci devine până la urmă rob al propriilor sale pate. Dar la întoarcerea lui, către casa stăpânului, ce zice? Mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tata, am greșit la cer și înainte ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc, atenție, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, ci fă-mă ca pe unul din argații tăi, adică ca pe unul din robii tăi. Iată de ce și Sfinții Părinți au folosit și noi folosim acest cuvânt de rob. Că cunoaștem că ne-am depărtat prin viața noastră și am devenit robi ai altor fără de legi și păcate. Și nu mai suntem vrednici la întoarcerea noastră către Dumnezeu. Că noi de fiecare dată ne întoarcem și strigăm, Doamne, iartă-ne. Dar strigăm deja dintr-o altă postură. Sau cel puțin smerenia noastră ar trebui să ne vorbească despre aceasta. Că nu mai suntem vrednici în primă instanță să ne mai numim fie al lui Dumnezeu, că ne-am depărtat de El. Dar măcar Dumnezeu să ne facă ca pe niște robi, ca să ne săturăm din pâinea pe care o mănâncă argații și să nu ne hrănim până la infinit cu roșcovile pe care le mănâncă porții. Deci așa trebuie să înțelegem cuvântul de rob al lui Dumnezeu. Nu diminuează și nu ne face să ne pierdem statutul de fie al lui Dumnezeu. Ci prin smerenia noastră recunoaștem că ne depărtăm prin viața noastră și prin păcatele noastre de la statutul de fie al lui Dumnezeu și dorim la întoarcerea noastră când strigăm, Doamne, miluiește-ne. Dacă Dumnezeu va vrea să ne facă din nou fii, ca în pilda Evangheliei, ne va face. Dar dacă nu, măcar să rămânem ca niște argați, ca niște robi ai Lui și să ne hrănim de pâine și nu de roșcovile pe care le mănâncă porții. Vă mulțumesc. Dacă aveți alte întrebări, vă ascult. Da, văd că nu aveți întrebări. Dacă nu aveți întrebări, atunci am eu cel puțin o întrebare. Și vă rog să nu vă... În primul rând să nu vă supărați că o pun și în al doilea rând să aveți curajul și să răspundeți că nu-i nimic de ascuns în ceea ce facem noi și de asta și vorbim și de asta încercăm să formăm această comunitate și prin intermediul acesta, ca cât mai multă lume, cât mai mult popor, cât mai mulți oameni să audă și să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea mea, primă, dacă răspundeți, va urma probabil și a doua. Prima mea întrebare, cine reușește primul, acela răspunde. Așa și vreau să aud din ceea ce ați înțeles dumneavoastră. Care este motivul bucuriei? Că batem toba, mâncăm până plesnim, bem până cădem pe jos, punem instalații de iluminat, parcuri, orașuri, târguri lui Moș Crăciun, aducem fel de fel de moșnezi îmbrăcați în roșu, în verde, galben, în curcubeu, în tot ce vreți, cu barba albă care iese din nămeți, iese din beci, iese de sub pământ, nu știu unde mai iese, apar din braz, din tot. Care este motivul să avem o astfel de urăciune înaintea lui Dumnezeu și să nu primim? Ați găsit undeva vreun motiv să facem acest lucru în ceea ce am vorbit până acum și puteți încă o dată studia tot ceea ce am vorbit până acum. V-am dat reperele biblice. Eu vreau să aud de la dumneavoastră. Ați găsit undeva motiv de astfel de bucurii sau nu? Sau ați auzit din ceea ce am vorbit până acum? Vă rog frumos, spuneți. Da sau nu? Sau dacă da, atunci unde? Niciodată nicăieri Hristos a înviat. Niciodată nicăieri nu s-a auzit și nu s-a spus nici într-un sfânt, nici într-o scriptură, nimic nu s-a spus, nu ne-a învățat așa păgânitate și așa lucruri să facem, doar din contră, să urmăm pe Hristos.
Da, mulțumesc, frate Vladislav, pentru intervenție. Ei, dacă nimeni niciodată n-a vorbit despre asta, dacă nicăieri, nici în Sfinții Părinți nu veți găsi absolut nimic, atunci, a doua întrebare, de ce, deja de unde vine, e clar. Noi, ca și popor ortodox, ca și popor creștin, de ce primim această învățătură proastă pentru sufletele noastre și o acceptăm, mai grav, mergem și cu copiii de mânuță și îi ducem acolo, hai aici cu mama și cu tata, hai cu toți, că sunt copii. Iată cât de falș am devenit. Când Hristos stătea pe treptele templului și a luat un copil în brațe și l-a binecuvântat și a zis, lăsați copiii să vină la mine. Și când îți ia copilul în brațe un oarecare Moș Crăciun, care este un, să-i spunem așa direct, poate fi un gay, un criminal, oricine poate fi sub această mască. Pentru că masca sau la cuvântul acesta de oameni care se ascund în spatele unor măști, le spune Hristos, cei mai periculoși oameni fățarnicilor. Nimeni nu știe cine este, adică nimeni. Știu care știu. Cine stă în spatele acestei măști? Și tu îți duci copilul, tu creștinule, și-l dai în mâna cui? Să-ți-l binecuvinteze Moș Crăciun. Care este un, poate fi, iarăși, nu zic, oameni și oameni, dar poate fi un bețevan, un desfrânat, un narcoman, oricine, pentru niște bani își ia un costum și face teatru. Și tu, creștin, din secolul 21, îți iei copilul tău de bună voie, nesele de nimeni, și-l scoți din casa ta și nu-l duci la Hristos, dar îl duci să-l binecuvinteze această categorie de oameni pe care le-am enumerat tu. Și tot tu mai apoi te întorci la casa lui Dumnezeu și zici, copilul meu nu poate dormi, copilul meu e bolnav, uite ce am pățit, uite ce s-a întâmplat, și umbli și cauți salvare. Paradoxal, când îi spui, se uită cu niște ochi de bufniță la tine și se uită și are impresia că tu de fapt ești cel care aberezi. Dar nu, nu este așa. Iată lumea falsă în care trăim, iată cuvântul și adresarea Mântuitorului care le spune fățarnicilor care sunteți voi. Nu poți fi și cu Dumnezeu și cu mamona. Nu poți sluji la doi domni. De aceea nouă astăzi totul ne se par lucruri normale. Este bine să avem în familia noastră, în ortodoxia noastră, să avem de toate. Să avem nașterea lui Hristos, că punem acolo o icoană și cântăm nașterea ta Hristoase Dumnezeu nostru. Îngerii o laudă în ceruri, iar pe noi pe pământ ne învrednicește. Și în loc să spunem, noi așa spunem, că așa când troparul, cu inimă curată să te slăvim, cu mâncare multă și cu băutură, cu focuri de artificii, cu luminițe de tot felul și prin biserică inclusiv, și cu Moș Crăciun împreună și cu crăciunițele și cu toate prostiile lumii, să te slăvim pe tine. Și atunci ce am făcut din ortodoxie? Un amalgam de prostii. Asta, mai mult nimic din asta nu faci. Iar în momentul dacă încerci să arăți care este de fapt adevărata fața ortodoxiei și cum ne învață Sfinții Părinți, toți spun că ești nebun, ești înapoiat, ești rămas în urmă. De fapt, mai nu spun că ești un eretic. Ce promovezi tu acolo și spui tu acolo, sunt prostii. Culmea că diavolul așa lucrează. Dar ce e rău în asta? Păi ce e rău dacă copiii merg la un brad
și nu știu ce mai fac, spun poezii. Bine, dar care e folosul? Și este bine în asta. Ei, iată, până acolo se merge, diminuăm mult sărbătoarea nașterii Domnului, așa cât sărbătorim nașterea Domnului fără a vorbi nimic despre nașterea lui Hristos. Și de ajuns să vă uitați oriunde, oriunde vreți, toți vorbesc de Crăciun. Toți vorbesc de obiceiurile proaste pe care oamenii le-au primit și le-au pus și ele sunt promovate. Spre exemplu, tăierea porcului de Ignat. Asta e o tradiție, domnule. Asta vine de la magi. Magii, înainte de a merge la Iisus să închine, întâi o tăia porcul. Aute unde am pus noi porcul. Unde am ridicat porcul la rang de tradiții și de obicei străbun. Și ce am făcut din sufletul nostru și din inima noastră? Mai rău ca porcul. Și tot ceea ce vedeți, deci tot ceea ce se întâmplă, analizați-l din alt punct, din altă perspectivă. Priviți din alt unghi. Și atunci o să înțelegeți unde merge. De aceea, Sfinții Părinți au spus și au repetat, la sfârșitul vremii va fi amăgirea sau lucrarea de amăgire groaznică. Iată, o vedeți în fața ochilor. Și ea nu pare deloc a fi. Este foarte bine mascată. Dar ea este o lucrare de amăgire. Așa că sfatul meu este să țineți cont de aceste repere biblice despre care tocmai am vorbit. Să nu uitați niciodată despre magi. Calea magilor este foarte importantă, să o aveți pururea în memorie. Ori de câte ori ne întâlnim cu Hristos, să ne întoarcem de la El în viața noastră pe o altă cale, lepădând tot ceea ce este rău în noi. Și ca exemplu este mărturisirea și întâlnirea cu Hristos prin Sfânta Cuminecătură, prin Sfânta Împărtășanie. Este o întâlnire a omului cu Dumnezeu. Iar înapoi mergând trebuie să mergi pe o altă cale. Să înțelegem mesajul pe care ne-l dă cerul la această sărbătoare slavă pentru cei de sus Dumnezeu, iar pe pământ pace și între oameni să fie bunăvoire. Și să ne facem sau să devenim păstori în grabă să mergem spre cele descoperite și să vestim cuvântul lui Dumnezeu în toată vremea și loc, slăvindu-L și mulțumindu-L Dumnezeu pentru toate câte ne le-a dat, câte le vedem și câte ne le descoperă. Dacă mai aveți alte întrebări, vă ascult. Părinte, Hristos a înviat la toată lumea, la tot ce e prezență în această seară, dar dă mă rog, tot ceea ce am discutat și am vorbit despre Moș Crăciun, Crăciuniță, alte tradiții, cum ar fi tăierea porcului, îmblatul cu steaua, cu lindile, adică cu steaua, prin localități, prin istea, sunt niște fenomene deja intrate în sânge. Și eu sunt de acord că eu totuși întrebarea este cum am putea, ce trebuie de făcut ca să le diminuem, să-i convingem pe eșlanți credincioși că nu e bine. Sunt niște lucruri care nu ne ajută. Cu păreri de rău și în seara asta și la biserică ne întâlnim tot aceiași care, uite, discutăm și ne frământă problemele. Dar cum să implicăm și alți, aceia care nu înțeleg și aceia care cad pradă lucrului rău și fac ceea ce fac? Vă mulțumesc. Bună întrebare. Asta e specific nouă poporului. Să demascăm, să descoperim problema, dar să nu găsim soluții. Știm că e o problemă, dar nu avem soluții. De care ar fi? Iată ce înseamnă tradiție. Este tradiția bună? Este tradiția proastă?
Și când se amestecă tradiția bună cu tradiția proastă, în loc cea proastă să devină bună, cea bună devine proastă. Și asta este regula pentru toată viața. Câțiva oameni buni atunci când se întâlnesc cu câțiva oameni răi, în loc cei răi să devină buni, mult mai ușor cei buni devin răi. Cum ar fi să luptăm? Dar nu avem cum să luptăm. Scopul nostru și Mântuitorul ne spune să mărturisim. Să mărturisim și să dăm slavă lui Dumnezeu. Și să mărturisim ceea ce cunoaștem, adevărul. Mai departe, câți ascultă și câți nu ascultă, nu este problema noastră. Vedeți că la dreapta judecată, Hristos îi va judeca pe oameni pentru că au ascuns adevărul și nu l-au mărturisit, nu pentru numărul pe care a insistat cumva să-i faci creștin. Pentru că a fi ortodox este o libertate totală. Este libertatea totală pe care însăși Dumnezeu o dă încă primilor oameni. În rai, spunând lui Adam și Eva, iată raiul, fă ce vrei, mănâncă din tot ce ești vezi, de un singur pom să nu te atingi. Deci iată libertatea totală pe care Dumnezeu o dă din început omului. Și el nu s-a amestec, nu se implică. El fiind, dacă putem spune așa, mai în grup, mai în serios, cel mai democrat din toți democrații Pământului. Cum văd eu rezolvarea? Dar iată o rezolvare. De exemplu, dacă a doua zi, da, când alt obicei extraordinar de frumos pentru noi, copiii umblă cu semănatul. Eu nu știu ce seamănă ei, dar umblă copiii. Vedeți cum? Copiii bagă în față necuratul, nu pe altcineva. În primul rând, părinții ei au copii și părintele, dacă ar fi un om credincios și cu frica lui Dumnezeu, și-ar lua copilul de mână și ar merge la biserică. Dar nu, nu, nu. Tata, mama, așează masa, mai vin încă 2-3 ca și ei, în aceeași stare, și continuă să mănânci și să bea, și ca copiii să nu-i deranjeze, ia luați-vă gentuțele și marș pensat. Hai, cu semănatul. E tradiție. Și au plecat. Iată, dacă tata și mama și-ar lua copilul din mână și-ar merge la biserică spre întâlnirea cu Hristos, n-ar mai avea cine să continui. Unul la mână, doi la mână. Ceilalți creștini, dacă dimineața ar asculta de porunca lui Dumnezeu și-ar încuia ușa și poarta și-ar merge la casa lui Dumnezeu, cine ar să intre o gradă? Nimeni. Exact ca și în noaptea de Sfântul Vasile. În loc ca întreaga sau întregul popor al lui Dumnezeu, cei care tocmai la nașterea Domnului primim statutul de fii și trebuie să evoluăm, să mergem pe această scară a mântuirii înainte ca să umplem de bucurie inima Tatălui, numai departe exact la 7 zile în noaptea pe Sfântul Vasile, toată lumea umblă cu, știți dumneavoastră ce, mănâncă, beau până spre dimineață. Cine le deschide poarta? Creștinii ortodoxi. Că dacă n-ar deschide poarta, doar nu o să sară gardul, să-ți intre în ogradă. Iată de ce noi cu buzele lăudăm pe Dumnezeu, cu inima să suntem departe, și iată de ce oamenii au lunecat prin amăgire în aceste tradiții oarbe, obiceiuri prostești, care vin în special în marea lor parte de la romani. Și am lepădat adevărul. Și am devenit promotorii minciunii. Și atât de mult ne bucurăm de minciună și spunem că așa e de bine. Dar noi toți înțelegem că este o minciună. Ce înseamnă o poveste? E o minciună născocită de cineva. Și spunem noi, hai seara să le citim povești la copii, să adormă. Să le spunem povești, adică să le spunem minciuni, să adormă în minciună. Cine este tatăl minciunii? Cred că nu trebuie să repetăm a mie oară. Hai, nu ne rugăm cu copiii seara. De ce să ne rugăm cu copiii seara? Nu. Hai să le spunem povești. Iată unde este problema toată. În noi. Rezolvarea este tot în noi. Cu cât mai mult
o să vorbim adevărul și o să propovăduim adevărul. Clar, acum lumea este ea trăiește cu acest fenomen al minciunii. Ei nu își închipuie altceva decât aceasta. Este un trend. Dar uitați-vă nu mult în urmă, ca să înțelegeți cine sunt vinovezi de toate. Hai să mergem cât timp în urmă. Mergem până la fosta Uniune Sovietică, e prea departe. Mai aproape, mai încoace. Unde ați auzit? La noi, în țară. Orășelul Moș Crăciun. Spuneți-mi unde l-ați auzit. Câți ani în urmă? De câți ani a apărut prostia asta? De câțiva ani. Face și primăria, și guvernul. Și facem orășelul nu știu cui. Ce are una cu alta? Nimic. Dar cine le faci? Cine pune la cale toată urgia asta? Omul. Ai noștri. Nu altcineva. Exact oamenii noștri. Cine merge la orășelul Moș Crăciun? Ortodoxii noștri. De ce? Pentru că vor să trăiască în minciună. Ce le place? Minciună. Atât. Mai mult de atât, nimic. Și dacă veți lua toate, de unde a apărut moșul ăsta? De unde a apărut bradul? Din care secol? De la care păgânul care a propovăduit toată treaba asta? Cum a ajuns el între, sau a fost primit foarte, foarte bine și cu brațele deschise de catolici? Și cum mai departe catolicii l-au pasat ortodoxilor? Că au avut prin cine? De asta problema este, cum ați spus dumneavoastră, este un fenomen, că deja nu mai este o problemă, dar este un fenomen și rezolvarea este exact la noi, nu în altă parte. Exact la fiecare familie în parte. În momentul când oamenii vor înțelege și vor conștientiza darul mare pe care ne-l dă Hristos prin naștere și ne face sau ne dă acest statut de fii al lui Dumnezeu și noi le pădăm pâinea lui Hristos și ne întoarcem ca porcul să mâncăm roșcovile, atunci omul singur hotărăște. Vă mulțumesc! Dacă mai aveți întrebări, încă una, că este deja prea mult, 2 ore și este deja prea mult. Dacă mai aveți încă o întrebare, o ascult. Dacă nu, încheiem pentru această seară. Iertare de deranj, ultima întrebare, cred că să dau eu. Când îi spui chiar și la proaptele, la vecinul și la că nu-i corect, el te face nebun, te face că te-ai smintit, cum ai spus și mătale, de rând mai devreme. Și acum, cum noi, creștini ortodoxi, să le lămurim, uite că nu mergi corect, ar să o coată iar, din contră, nebun. Nu-i normal ce faci tu, etc. Și adică se merită să mai discutăm mai departe sau adică ne căutăm de treburile noastre, ne rugăm, Doamne, iartă-l că nu știi ce faci. Mulțumim! Da, am înțeles întrebarea. Aproapele. Cine este aproapele? Deci Hristos, în convorbirea cu un învățător de lege care chipurile căuta împărăția lui Dumnezeu, îi spune acolo Mântuitorul să faci asta, toate acestea le-am păzit. Și când ajunge vorba la aproapele, atunci învățătorul de lege vrând să se îndreptățească pe sine și să nu rămână de rușine, întreabă cine este aproapele. Și Mântuitorul îi spune pilda samarineanului milostiv. Ortodoxia nu este sau nu face abuz, nu face prozelitism. Mântuitorul îi trimite pe apostoli în lume și le spune, iată v-am trimis pe voi ca niște mei în mijlocul lupilor. Lupul, așa este dat de la Dumnezeu, lupul mănâncă oaia, nu oaia lup. În care casă veți intra, vorbiți minunile și dați slavă lui Dumnezeu. Câți vă vor asculta, se vor mântui prin cuvintele voastre. Iar cei care nu vă vor primi, nu vă supărați pe ei, ieșind scuturați și praful de pe picioare, adevărat vă spun vouă, mai ușor le va fi Sodome și Gomori la ziua judecății decât celor care nu vor asculta de cuvântul vostru. Ce trebuie să facem noi? Să
facem exact așa cum spune Sfânta Scriptură. Dacă fratele tău greșește, aici este vorba de păcat, mergi și îndreaptă-l. Spune-i că nu-i bine. Dacă nu te ascultă, mai e 2-3 martori. Dacă nici de ei n-ascultă, dă-l bisericii. Dacă nici de biserică nu va asculta, să-ți fii păgân și vrăjmaș. Cam așa trebuie să facem întotdeauna. Deci ortodoxia este binevolă. Noi, sau datoria noastră, este să mărturisim adevărul, dar nu să insistăm. Când nu o să-l faci niciodată pe nimeni cu deasila creștin și nu o să-l duci pe nimeni cu deasila în rai, decât prin propria sa conștiință. Deci când omul va fi conștient de faptul că e calea greșită, el singur va veni spre Dumnezeu. Iarăși mă întorc la această pildă extraordinară, care pur și simplu dă răspuns la multe, multe situații din viața fiecărui din noi. Este una din capodoperile Sfintei Scripturi, pilda fiului risipitor. Cine l-a chemat sau cine l-a mustrat pe fiul risipitor? Decât propria sa conștiință. Cine i-a spus fiul risipitor, du-te înapoi la casa tatălui tău? Nimeni. Propria sa conștiință. Dacă conștiința moare în om, atunci omul este pierdut. Și puteți să-i spuneți de 100.000 de ori că el oricum o să vă spună că sunteți înapoiat, sunteți sau faceți fanatism din creștinism și multe, multe alte lucruri pe care o să le auziți cu siguranță. De aceea eu cred că dacă i-ai spus odată, cel mult două ori, cu siguranță el mai aude de aici, de acolo, poate mai pune mâna și pe o carte undeva. Și este suficient. Important este noi să mergem spre Dumnezeu. Pentru că datoria noastră este să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Iar Hristos pentru fiecare a pregătit ceva. Pe unii a făcut apostoli, pe alții au făcut apostoli în familia lor, în cetățile lor, în casele lor, acolo să mărturisească Dumnezeu și să mărturisească adevăr. De aceea nu vă indignați și să nu vă pară ceva ieșit din comun atunci când le spuneți și nu vor să audă. Este ceva normal, pentru că conștiința este moartă în ei. Nu e necesar ca cineva să le spună, ci doar propria lor conștiință ar trebui să le spună. Și mă întreb și vă întreb, cum credeți? Lumea aceasta în care trăim, ei nu înțeleg că tot ceea ce trăiesc și numesc ei trăim o poveste, ei de fapt trăiesc o minciună. Și totul este minciună și nimic nu este adevărat. Și își duc proprii lor copii să trăiască această minciună pe care îi numesc minciună frumoasă. Dar ei totuși o fac. De ce? Pentru că așa le este nivelul lor, așa este conștiința. Asta le place. Să se tăvălească în minciună și să trăiască toată viața în minciună. De aceea Mântuitorul le spune, bățarnicilor, cei mai periculoși oameni, care una spuneți, dar alta gândiți. De aceea eu vă doresc să rămâneți în lumina sărbătorii, să rămâneți în post, în rugăciune, în priveghere, să ne apropiem cu bună știință, acum că deja și știm ceea ce urmează să se întâmple în ziua marii sărbători a nașterii Domnului și cum să înțelegem corect această sărbătoare. Care este mesajul Împărăției lui Dumnezeu pentru oameni? Ce se întâmplă la nașterea Domnului, cum din noi oamenii, sau noi oamenii, fiecare om, cel care crede și primește nașterea lui Iisus în inima lui, își schimbă statutul sau îi schimbă Dumnezeu statutul și îl face Fiul lui Dumnezeu, iar din vremea schimbării statutului, ca fiecare copil trebuie să creștem spre mântuirea noastră și de la întâlnirea cu Dumnezeu să mergem pe o altă cale slăvind și binecuvântând pe Dumnezeu. Seară binecuvântată tuturor și să ne ajute Bunul Dumnezeu să întâlnim cu inima curată sărbătoarea nașterii Domnului și noua Crăciunului, să mărturisim pretutindeni nașterea și învierea lui Hristos și nu Crăciun și Paște și tot celelalte năzdrăvănii care au apărut, accentuez încă o dată, de la iudei și de la romani, cu bună știință infiltrate în ortodoxie, ca să nu vorbim adevărul, dar să vorbim aberațiile. Și ceea ce este mai important, să pregătim ieslea
în care să se nască Hristos, care deja nu mai este iesea dobitoacelor, dar este inima noastră a fiecare. Să împodobim inima și sufletul cu cât mai multe fapte bune, rugăciuni, și atunci când se va întâmpla momentul nașterii, Hristos să aibă unde se naște și să nu caute iarăși din nou, sau să-i oferim noi prin viața noastră: Doamne, inima și sufletul meu sunt ocupate de alții, dar ție îți ofer ieslea dobitoacelor. Aici este momentul cel mai grav. Ca nu cumva inima noastră să fie ocupată și gândirea și sufletul cu altceva și să n-aibă unde să naște Hristos. Seară binecuvântată tuturor și post binecuvântat în continuare. Doamne ajută!